Bună ziua, dragilor, și bun găsit la treia cu Prof Online din nou la Supină. Și nu rezist să nu vă arăt o chestiune foarte interesantă. Deci, albinuțele după ce au căpăcit, s-au liniștit. Nu ne mai interesează. Acum ele sunt foarte tare frământate de zona necăpăcită. Deci vedea cum, vedeți, clar, concret, cum stau pe porțiunea necăpăcită. Cealaltă zice, nu, nu mai vin dușmancele, nu vin coasele să ne fure, că n-au, nu este expusă, este acoperită, zic ele. Da? Deci, uitați-vă din nou la o chestiune pe care, acum am remarcat-o, n-am fost atent până acum la detaliul acesta, dar merită să-l rețineți și voi, că era o strategie foarte bine pusă la punct. Deci, zona expusă este asta. Și atunci o acoperă cu prețul vieții. Dacă cumva vine o albinuță străină acum și încearcă să strecoare pentru ele, încă în plus, iată-le cu pătruse în celule și-și umplu ușa cât pot. Zice, voi lăsăm să cumva se întâmple ceva, să ne alegem măcar cu cât avem în gușă. Da? Vă rog să observați, trag cât pot acum. Ele se sizează cu un moment de panică, adică au mai trecut probabil, nu, generația asta nu a trecut. Dar știu bine când s-au umblat aici, s-ar putea să fie ursul care să le fure mierea. Și atunci asta fac acum. Îs băgate în celule, trag cât pot de tare, cât mai multă miere, exact așa cum se întâmplă când pleacă la roit, când roiesc. Deci când roiesc așa, ele sunt cu gușa plină, iau așa, depinde de cât de mare roiul, fiecare albinuță are maxim cu putință încărcătură, pentru că acolo unde ajung, nu știu bine că e sărăcie, nu au nimic, doar un horn, o scorbură, o știu ce, și el trebuie să aibă destulă energie să poată construi făgureri, să-și dea drumul la activitate. Da? Deci asta este... Iată, zona unde e căpăcită, nu au nicio treabă. Aici, au două, trei celule și gata, le-au și acoperit și încearcă să tragă. Pe când în partea... Deci orice celulă care nu-i căpăcită este... Iată cât trag, cu câtă forță trag ele acolo și cumva să ne alegem zona asta expusă. Poate să apară oricine, oricând cineva și să... poate să le fure. Asta care a acoperit, zice, a, noi stăm liniștiți. Stăm liniștite noi. Da? Deci acesta este lucrul pe care am vrut să vi-l prezint. Aici, când am tras, a fost ceară s-a lipit și iată-le, repede caută să tragă de acolo, din zona aceea. Deci merită să rețin și acest aspect, acela că în momentul în care se umblă albinele din zona, cele care lucrează în zonă, își umplu repede gușa cu miere și să zici, măcar poate să ne alegem și noi în urma acestui moment greu pe care nu suportă dislocul simplu. O chestie, le furi munca, nu? Bine, ne oprim, la revedere!